societatea piețe SA Timișoara deschide piața volantă stadion din Timișoara în data de 8 martie. Astfel vine în sprijinul producătorilor locali, în special de flori, dar și în sprijinul timișorenilor, care vor să facă un cadou colorat și frumos tuturor femeilor. Programul de funcționare pentru piața volantă stadion din Timișoara de 8 martie va fi prelungit. Am decis să deschidem piața de 8 martie de ziua femeii. Astfel, vineri, producătorii locali de flori, precum și cei care au alte feluri de produse, vor avea ocazia să le valorifice. Ne dorim ca timișorenii să Posibilitatea să cumpere produse locale. În același timp, știm că e o perioadă aglomerată și pentru producători motiv pentru care am prelungit orarul de funcționare de 8 martie, a precizat directorul general al societății Mirel Pop. Astfel, programul de funcționare pentru piața volantă stadion este între orele 5-18. În piață sunt aproximativ 300 de producători din vestul țării, a căror ofertă este diversificată, de la legume, fructe, lapte și produse lactate, produse din carne, miere și produse apicole.